seara. Am ieșit afară să profit de vreme, că încă sunt 19 grade afară. Este aproape jumătatea lui octombrie, nu vine să cred. Și la 11 noaptea sunt 19 grade. Așa că am ieșit la o mică tură, la o mică incursiune. Să mai vedem și noi ce mai e prin oraș. Pare destul de pustiu așa. Este mijlocul săptămânii și lumea e în casă, se culcă de vreme. Lumea muncește a doua zi și eu muncesc a doua zi, dar am zis să mă relaxez un picuț. Și în plus față de asta, aveam niște completări de făcut la filmulețul anterior, și anume cu lista de motive pentru care m-am apucat de a uploada pe YouTube. Și mi-am dat seama că un motiv foarte, foarte bun este faptul că îmi creez niște amintiri pe care le voi avea acolo, pe platforma aia. Lucruri la care pot să mă uit mai târziu și să zic, uite bă, ce făceam eu la vârsta de... sau în cazul în care mă voi ține foarte, foarte serios de lucrul ăsta, așa cum mi-aș dori, să pot să mă uit înapoi și să văd dacă a existat vreun progres, dacă am avansat cumva în treaba asta. Așa că este și asta un motiv important. Altfel, voi ce mai ziceți? Ce mai spuneți? Ce mai este nou, ce mai este actual. Deja se încheie sezonul și nu prea cred că o să mai fie așa de mult content moto, decât dacă, cine știe, mai apar, dacă și-au păstrat băieții clipuri. Aș spera să mai apuc măcar să mai fac un clip despre motocicletă, despre echipamentul pe care l-am. Pare să povestim puțin despre cum a fost cu școala moto, pentru că primesc, adică nu vreau să sune ca o aroganță sau ceva, dar din numărul foarte puțin de followeri și de urmăritori și de lume care s-a abonat, primesc enorm de multe întrebări legate de școala moto și de ce motocicletă să-mi iau. Deci astea sunt principalele întrebări. Nimeni nu dă un search pe Google, nimeni nu caută informația undeva, ci pur și simplu... Ce zic, ia, las că îl întrebă băiatul ăsta, îmi spune el. Și când primește aceeași întrebare de 10-20 de ori, deja începe să fie... Așa că probabil ar fi o idee bună să fac un clip despre asta, nu? Opa. Dăm la parte că vine ambulanța. Verde. Așa, ziceam că ar fi poate o idee bună să fac un clip despre asta, dacă tot există întrebarea în mod recurent, ca să am o trimitere directă. Mă mai întreabă cineva, îi dau direct, îi virez direct link-ul. Vai, deci este așa de plăcut afară. E perfect, nici nu puteți să știți cât de bine. Și totuși văd urme de asfalt udat și stropit în continuare, deși suntem în fucking octombrie.
TB nu mai are răbdare, îi dă așa înainte. Hai da. Este minunat. E liber. Este orașul liber, toată lumea este la culcare, toată lumea e cu frică de COVID, cu frică de temperaturi joase și când colo afară este perfect să te dai. Mă enervează că mi-am montat pin locul de câteva zile pentru că am mers pe vreme mai răcoroasă și cu risc de a fi prins de ploaie pe aici pe acolo și am zis, bă, hai să-mi pun pin locul în caz că se întâmplă asta, mai ales pe la drum lung să nu merg încetoșat. Pin locul, pentru cine nu știe, este un strat suplimentar de... E o peliculă dintr-un polimer sau dintr-un plastic care se aplică pe interiorul vizierei. Este ca încă o vizieră ce se pune pe interiorul vizierei și între cele două, cu ajutorul unei garnituri pe margine de ceva silicon sau cauciuc, între cele două se formează un strat de aer. Deci este fix ca un termopan. Un termopan care previne efectul de aburire. Și funcționează foarte bine, numai că problema este evident că având mai multe straturi după aia de viziere, peste viziere, peste plastice, peste sticlă, peste plastic, peste 1000 de straturi sandwich, rezultatul e că se vede un picuț mai slab, mai rău, mai... Nu e ca și cum mai vedea printr-un singur strat, e ca și cum vezi prin două straturi de ceva plastic acum. Și noaptea este puțin deranjant. Oh. Te mai catapultează câte o... cale ferată din asta veche sau câte o șină de tramvai. O, da. Mi se tot ridică blugii de aia tot... Fac mișcarea asta așa în care zici că mă mângâi pe picior, dar nu, de fapt îmi trag și o blugi mai jos că îmi intră vântul pe la șosete. Intermitent dreapta. Perfect a fost downshift-ul ăsta. Iar noi putem să ne strecurăm. Mersi frumos. Hop. Și ne-am băgat aici. Uți.